exerciții de matematică. 21. A. 21. A, facem. 11 supra 15. Deci 11 supra 15. 15 minus 3 supra 20. Egal cu A supra 3. Minus B supra 12. Cine e A și B, nu? Da. Determinați câte 3 terimi de numere A și B. Exact. Câte 3. Da. Care sunt variantele? A și B sunt pe chestia asta. Ce? Putem să-l ducem la același numitor. Da. Deci să-l ducem peste tot la același numitor, propriu, da? Ba, da. Ia să vedem. Le descompun pe toate. Așa. 15 3 ori 5. 20 este 2 la 2 ori 5. Deci 15 egal cu 3 ori 5, ca să nu pierdem timpul. 20 egal cu 2 la 2 ori 5. 3 la 2 ori 5. 3 la 2 ori 5. 12 egal cu 3 ori 2 la 2. Și atunci, cel mai mic multiplu comun egal cu... Cum fie la cel mai mic multiplu, Daria? E important că văd și asta. Adică ce mai... Poți la un exemplu ăsta? Da, acum, dă exemplu ăsta, da. 5 ori 3 ori 2 la 2. 5 ori 3 ori 2 la 2. Adică se iau și cei comuni și cei comuni la cât era cea mai mare. Iar când de ai pe ei comuni, luăm pe cel care era cea mai mare, da? Îi spun de cel mai mare. Și pe asta am rezolvat, da? 5 ori 3 ori 2 la 2 și egal cu 60. Pentru asta, 60 o face, da? Păi primul cu 4. Că din 60 împărți la 15. Al doilea cu 3. Al doilea cu 3. Al treilea cu 20. Și aici cu 5. Și atunci facem echivalent cu, Daria vorbește, 44 minus... Da, nu, 44 supra... Da, dar dacă le eliminăm, că totul e pe 60, eliminăm. Deja 60, 60, 60 nu am nicio rost, da? 44 minus 9. Minus 9, este egal cu 20 minus 5. 20, minus 5B. 5B. Și echivalent cu, a spune că... 44 minus 9 face cât? 35. 35. Avem 20 ori A minus 5 ori B este egal cu 35. Ce mai putem face la primele, acolo, David, în față? Să simplificăm cu 5. Păi să scoți pentru 5. Am spus dacă îmi scoți o 5 în factor comun, dar el spune doar așa împărțim prin 5. Să vede că avem cum. Face 4A minus 1B minus 1B egal cu 7. Și acum, cine să fie A, cine să fie B? A să fie, A să fie 1. A 1. Deci avem o primă variantă. A egal cu 1 și B egal cu... Nu merge. Nu prea merge. David, atenție. Deci, A1, 4, 1... A, trebuie să fie scăderea. Trebuie să dea 7. Dar putem să le punem pe care vrem noi? Care vrem noi, 3 pe 3. A egal cu 3. Dar toate variantele. A egal cu 3, este da. Dar 2 nu merge? Totuși, mă întreb doar. Da, atât. Merge. Merge. Deci, te-ai luat cu 1 și trebuie să vedem cum eliminăm. A egal cu 1 și n-am mers, B egal cu semn de întrebare n-am mers. Apoi ai luat A egal cu 2 și B egal cu 1. Apoi iei A egal cu 3 și B egal cu 5. Da? Merge 5. Și A egal cu 4 și B egal cu 16. 9. Și B egal cu 9. Ați avut baftă că n-a fost B multiplu și s-a făcut calcul și a ieșit B rapid. Dacă era un 4 la minus 3B, atunci aveam tot timpul, era pericolul să nu găsim A și B chiar deodată numele între aici. Și atunci... Tu scoteam pe A, dar tu ne-am. Sigur, da, ori. Dar în final, dându-i A valori, până când... Ia să facem și chestia asta. Da, probabil că la următorul... 4A minus 3B egal cu 7. 4A minus 3B egal cu 7, dați-mi perechile acestea care să fac asta. Tot așa e fi început. Pentru A egal cu 1, ce devine listul? Pentru A egal cu 1, Davide, azi și cu Daria. Daria, te rog pe tine, cum acum. 4 minus. Și vine 4 și e fals. Minus 3B. Pentru că nu se poate egal 7. De ce este? De ce este fals? Pentru că 4 minus 1, nu mai
mai mare decât el. Deci nu se poate. B1 n-ar putea să fie. Deci imposibil. Imposibil. Și mă duceam cu A egal cu 2. Egal cu 2. Acum ar fi fost 8. 8 minus 3 ori B egal cu 7. E fals. Iar fals. Urma A egal cu... A egal 3. Deci rezultă... Asta... 4, 3, 2. 12 minus... 12 minus 3 B egal cu 7. Atunci... 3B egal cu 5 nu e natural. Deci tot fals este. A egal cu... A egal cu 4. Da. Și atunci am 16 minus 3B. Trebuie la 22, mai e 2. Da. Și așa mai departe. Deci, vedeți, dăm undeva peste el. Acum n-am dat. Asta e B egal cu 3. Le ducem, aici îți dăm B egal cu 3, nu? Deci, vedeți, rezultă că B egal cu 3. Așa. Am găsit o primă fereche. Deci dacă sunteți în situația asta, alergăm până când dăm peste normal. Varianta care 22 de la pagina 92. 22. De la 92. Da. Da, dar nu vă demonstra formula? Sau cum? Da. Da? Arătați că 1 supra n minus 1 supra n plus 1 1 supra n minus 1 supra, supra n plus 1 este egal cu 1 supra n pe lângă n plus 1. Așa. Și, folosind această formulă, calculați. Deci, vă arătat asta dacă ziceți, da, făcut A-ul? Vă arătat. Înseamnă că B, domn profesor. Eu nu știu. Imediat. Eu, okay, hai să-ți facem. Deci, plec la 1 pe n minus 1 pe n plus 1. Și egal cu. Fiindcă suntem în situația asta în care sunt două numere consecutive, cel mai mic multiplul lor comun este n pe lângă n plus 1. Cele două mulțuri. Dar sunt 7 ori 8. Da? Și atunci amplific aici cu cine? Cu cine amplific acolo? Cu n plus 1. Așa. Și din colo? Cu n. Și atunci pun numitorul comun, cum știți că îl punem, n pe lângă n plus 1. N pe lângă n plus 1 supra 1. Și la sus... Păi da, și sus tot. Am pus așa cu o singură numitor. Dacă vrei să o luați așa, puteam să zic. Vine n plus 1 minus... N supra N pe lângă N plus 1, da? Și vine... Acum, fiind același numitor comun, îl scriu o singură dată. Și vine N pe lângă N plus 1. Asta nu zis. Asta vă zis, da? Da. Și N plus 1 scăzut N, N plus 1 face 1 supra N pe lângă N plus 1. Deci, plecând de la această formulă, da, calculați. B. S egal cu. Calculați. Dar s-a înțeles aici? Calculați. Deci poate nu-ți aceleași numitor, despre ce vorbim. Da. S egal cu 1 supra 6 ori 7. 1 supra 6 ori 7. 6 ori 7. Plus 1 supra 7 ori 8. Plus 1 supra 8 ori 9. Asta nu este inducția? Nu. Nu. Plus și așa mai departe, plus. Plus puncte, puncte. 1 supra. 74 ori 75. 74 ori 75. Asta e minimizare. Nu. Se calculează suma asta. Calculăm suma asta. Păi, pe primul vă să explica 1 pe 6 plus 1 pe 7. Vă las ceva aici? 1 pe 6 plus 1 pe 7. Până la ai suma aia, Cris. Până la suma. Așa. Deci cum propuneți? 1 pe 6 plus 1 pe... 1 pe 6 ori 7. Așa. Să scriu. Asta e aia acum. 1 pe 6 minus 1 pe 7. Dar tu de ce faci un efort acum? Dacă ar fi fost cu plus, cum ai zis tu, deci la 1 pe 6 nu putea să da? Plus 1 pe... Împărțim minus, o zis. Minus o zis acum, dar mai devreme... Am zis plus. O zis plus. Nu, ai minus 1 pe 7. Dar de ce, de ce ai... ai pentru că aici am uitat când e plus, atunci o să fie 1 supra 7, 6 împărțit la 7. Deci dacă acum ai adus aceeași ajutor, vine 7 aici, am plătit 6 din coace și vine 7 și cu 6, fac 11. Cu alte cuvinte, am să vă propun următorul lucru. Hai să scriem pe 1 ca fiind 7 minus 6. Uitați-vă jos la numitor. Okay. Un pic, vedeți? Aveți 6 ori 7. Da. Deci 1 poate fi 6 ori 7. 6 minus 7. Hai, 6 minus 7. Din coace, urmul ăsta cum să-l scrie, copii? 8 minus 7. 8 minus 7, corect. 8 minus 7. Ăla dar e acum. 9 minus 8. 9 minus 8. Și aici cum să-l scriu pe ăsta? 75 minus 4. Așa, 75 minus
7 și 4. Numește o idee. Care e? Putem să scriu pe 1 ăla, ca 1 pe 6 minus 1 pe 7, și pe aia scriem următoarea, 1 pe 7 minus 1 pe 8, plus 1 pe 8 minus 1 așa pe este, 9, așa plus este. Puncte, 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 1 pe 7 și 4. Da, dar minus. Este aceeași idee, să vezi că ne întâlnim da, știu, e aceeași da? Idee, numai că e armă de rezolvare. Nu, 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 este acolo ajung. Uite, pe 1 ăsta l-am scris ca 7 minus 6. Și înseamnă așa, te rog, hai să luăm așa. Este egal cu. Yes, este egal cu. Este egal cu. Ce editează? Daria, te rog pe tine. Loc de 1 cât spun? 7 minus 6 supra 6 ori 7. Plus 8 minus 7 supra 7 ori 8. 8 minus 7 supra 7 ori 8. Plus, da, vede, plus. Plus 8, 9 minus 8. 9 minus 8 supra 8 ori 9. Și plus puncte, puncte și așa mai departe, plus puncte, puncte, însă în sfârșit, dar e la sfârșit. Acum 75 minus 74. Așa, 74. Supra 74 ori 75. Și egal acum, Daria, fiindcă numitorul ăsta e 6 ori 7, îl distribuim și lui 7 și lui 6. Pentru că tu trebuie să înțelegi așa. Și tu, Daria, la fel. Uitați, dacă am așa, 5 supra 3 ori 7 minus 4 supra 3 ori 7 având același numitor, având același numitor, se pune numitorul comun, nu? Și zic 3 ori 7 și sus vine 5 minus 4. Deci, practic, la operație cu fracții avem așa, din felul următor. Dacă au același numitor, ești fericit. Pui numitorul comun și numărătorul s-au descans. Invers acum, fiind de egalitate și invers. Dacă ai o scădere între la numărător, înseamnă că poți să-ți vezi ca două fracții. De unde proveni situația asta? La foste două fracții care au avut numitorul 3 ori 7 amândouă. Uite-te, David, te rog să urmărești. Cum vine acum? Spune-mi acum, cum scriu asta aici? 6 pe 6. Atenție, acolo. Uite, după modelul ăsta, David. După modelul ăsta. Da, nu-i greu așa. Asta. Bine, așa... Nu abandonat. Dar, da, dar nu știu cum să spun după asta. Uite-te aici, eu asta am. Păi da, am scris așa. Uite, 5 minus 4 supra 3 ori 7. Și acolo e 7 minus 6 supra 6 ori 7. Îi scriu 7 pe 6 ori 7. Așa. Asta nu mai am spus. 7 supra 6 ori 7. 6 ori 7. Minus. Minus 6 supra 6. Asta. 6 supra 6 ori 7. Și Daria, te rog pe tine, plus. 8 supra 7 ori 8. 8 supra 7 ori 8. Minus 7 supra 7 ori 8. Plus, Davide. Plus 9 supra. Așa, 9 supra 8 ori 9. Minus 8 supra 8 ori 9. Așa, și plus puncte, puncte, și mai departe, plus? 75 supra 74 ori 75 minus da. 74 supra da. 74 ori 75. 75. Și egal acum. Uite, David, ce putem face? Să luăm la cap. Ce se poate? La fiecare fracție. 7, 7, 7 cu 7 sunt petică și aici rămasă. Nu sigur că sunt împărțire. Aici 6 cu 6 sunt petică. 8 cu 8. 7 cu 7. 9 cu 9. 8 cu 8. Și iată câte rămâne. Ce l-ai înțeles, David? Nu se simplu au simplificat fracții. Stai, mate! Păi am simplificat. Da, da. Tot? Și la sfârșit, domn profesor. Da, 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 și la sfârșit. 75, 75, 74, 74. Și ce rămâne? Și câte rămâne? Zi, Dare. 1 pe 7. 1 pe 7. Ei, păi 7 s-a simplificat. 1 pe 6, minus. Minus 1 pe 7. 1 pe 7. Plus. 1 pe 7 minus 1 pe 8. Așa. 1 pe 9. Plus 1 pe 8. 1 pe 8. Minus 1 pe 9. Și așa mai departe, plus 1 pe 8. Plus 1 pe 74 minus 1 pe 75. 75. Știți care este suma din față? Da. Care este perechea de lume? 1 pe 6. Nu, în fața lui ultimul, acolo zice domnule. 74, deci 1 pe 74. 1 pe 73 minus 1. Așa, 1 pe 73
73 minus 1 pe 74, cealaltă pereche. Corect. Da? De ce dar ea? Pentru că, vezi că v-am zis puncte-puncte, eu am avut multe fracții aici în puncte-puncte. Da. Și cu ultima pereche este asta. S-a scos fișurile 74 și ăla se duce. Așa, da. Ca să atrag atenția, practic, aici. Și acum ce se întâmplă? Ia uite, David. Și la final, pentru că zis... Plus 1 pe 7, minus 1 pe 7, se reduc. Plus 1 pe 8, minus 1 pe 8, se reduc. Plus 1 pe 9, minus 1 pe 9. Până la urmă se rămân 1 pe 6, minus 1 pe 7, deci 5. 1 pe 6, minus 1 pe 7. Sigur că dar s-a făcut aici cu ăsta, minus 1, rămâne 1 pe 6, minus 1 pe 75. Care înseamnă, aducă la același numitor? Trebuie să lucrăm. Da, numitorul comun rămâne... 75, da? Da, 75 aplicăm aici. Și aici cu cât? Cu 6. Cred că e 150, domn profesor. Numitorul comun? Mai puțin? Ia să vedem la 150. 150 se împarte și la 2 și la 3, da? Cred că așa este. Da, trebuie 2 acolo. Și aici e doar 2. Din coace... Până la 150, ne trebuie 3, nu trebuie ce prea, 25. 25, da? 25. Cât e 25? Da, corect, 25. Și face 25 minus 2, supra... 150. 150 și plăgeam cu urmă foarte mari, 675, da? De ce ai venit? Și face 23, răspuns corect, 23, supra... 150. Dar, Davide, să știi că am apelat la ideea asta pentru următorul motiv. Că tu acum stăteai să gândeai la vrei să memorezi formula aceea și te întrebai dacă e plus între ele sau minus. Încă m-am... Dar hai să facem și varianta lui, că e dezamăgit, îi pare de asta. O secundă, nu mai vreau să insist pe asta, că da. Acum n-am pus-o la punct, degeaba am făcut așa. Deci, dar, Davide, nu-i mai lungă. Nu mai lungă, dar e la îndemână de înțeles. Pe când cealaltă, când m-ai învățat-o tu după formula aceea și nu știi să fii plus sau minus? Nu, că m-am dezorientat că era ori între ele. Tocmai. Eu am sesizat asta. Și din cauza asta am venit să spun așa. Davide, numai pe unul ăsta scrie 7 minus 6. 8 minus 7. Și ce frumos este când și după aceea distribuim numitorul 6 ori 7 și lui 7 și lui 6. 7 ori 8 și lui 8 și lui 7. Și... Îndată vei simplifică și atunci înțelegi mult mai frumos, măi, e mai la, mai, cum să spun, redactarea este mai clar. Mai clară într-o succesiune de pași care se văd. Invers când tu spui așa, ai făcut suma asta și tu vrei să spui așa. Zici, de asta o vrei să zici tu. 1 pe 6 minus 1 pe 7. 1 pe 6 minus 1 pe 7, eu nu văd. Care nu știu chestia aceea, formula aceea. Păi da, pentru că, dar e clar că 1 pe 6 minus 1 pe 7 poți să știi ca 1 supra 6 sau 7. De unde? 1 pe 6 minus 1 pe 7 egal cu 1 supra 6 sau 7? Vezi aici? De-aia am venit eu cu chestia asta. Am văzut partea mecanică. Deci am văzut partea mecanică la tine. Și de ce am strâmbit să fiu cu așa ceva? Nu întâmplător. Deci 1 pe 6 minus 1 pe 7 este scris că scrie ca fiind 1 supra 6 ori 7. 6 ori 7. Dar de unde scrie asta? Că nu înțeleg. Pentru că amplifică, aduce același numitor. Păi nu sunt pașii, Mihaela, nu sunt pașii aici. Probabil că așa le-a arătat la școală, domnule. Da, l-a arătat mecanic și iar eu intru în conflict cu ideea asta. Vezi, el memorează, bietul de el, și așa. Și uite acolo și la față, că ești, nu știți. Da. Eu am vrut să-i întreb, de-aia mi s-am știut, domnul profesor, am vrut să-i întreb, de ce credeți voi că autorul a dat acolo 6 ori 7 și nu a zis 42? Deci eu da 7 ori 8 și nu a zis 56. Ce se simplifice? 1 pe 7, 1 pe 7, 8, 8, 9. Vedeți că îi dă la început formula, dar... Nu, mecanic. Vreți să mă ascultați, dar eu insist. Am să insist pentru că e păcat. Matematica nu înseamnă memorarea unor formule și după aceea te afli în situația. Era plus sau minus, de unde vine asta? Nu, drăguțile. Iată că eu mă întorc și spun așa. De unul ăsta, să scrim ca 7 minus 6, vezi? Și de unde știi 7 minus 6? Ia ca din alt numitor. Că... E 6 ori 7, zici 7 minus 6. De acolo de unde a scos 7 pe 6 ori 7? 7 supra 6 ori 7, da? Păi, asta vreau să mă întreb, de ce? Nu ți-am arătat aici? Iată. 5 supra 3 ori 7 minus 4 supra 3 ori 7, având același numitor, scriem numitorul comun 3 ori 7 și primul 5 minus 4. Și acum înapoi.
Ori de câte ori ai o diferență, adică Davide, hai să luăm așa, A supra 5 minus B supra 5, cât face Davide? Din numitorul comun 5, A minus B supra 5. Dar nu poate fi citită egalitatea și din partea asta înapoi? Adică, dacă ai A minus B supra 5, scriem A supra 5 minus B pe 5. Adică este egalitatea care e foarte clară, vizibilă, la îndemâna noastră. Da? Și eu am spus așa. După ce am scris pe 1 ăsta ca 7 minus 6, am distribuit numitorul 6 la 7 și lui 7 și lui 6. Deci, asta de aici, Davide, este exact asta. De aici întreb. Pentru că au amândouă numitorul 6 ori 7 și l-am distribuit și lui 7 numărătorul ăsta și lui 6 numărătorul celălalt. Da? Deci, în clipa în care am o scădere, o adunare sau mai multe chiar operații la numărător de adunare și scădere, distribuim numitorul fiecare, că de acolo vine ea. Înapoi, având numitorul comun, iată cum facem operațiile. Ai înțeles? Da. Nu ți-e clar. Ba, nu ți-e clar. Da? Dar și eu trebuie, obligația mea este să mă străduiesc să explic de mai multe ori. Dar ia, mai vedem. Mai facem unul, dacă vreți. Mai facem unul. Am înțeles foarte bine. Da? Dacă ea un pic să simte rău, dar de înțeles, înțeles, că e zice dacă nu înțeles. Mai facem unul după, pentru că acum facem. Lămurim cu înțeles. Da, deci uite, vorbești tu, ca să ne arăți că ai înțeles, da? Le iau eu ghișitul ăsta al doilea. A, nu-i dat din temă, că are. La fel. Hai să dăm. Știți, ca să facă și din temă, să nu știți la el. Că are la fel. Deci, adictează-l tu pe ăsta. E mama lui, mare. La 22. Pe ce, da? Ce? Ce? De un am făcut. Ce? Deci, S egal cu 1 pe 4 ori 5. Gata, domnul. Deci, 1 S egal cu 1 supra 4 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 6. Da. Plus 1 supra 6 ori 7. Plus și mai departe. Plus puncte. Plus 1 supra 71 ori 72. Ori 72. Și egal. Ai zis că ai înțeles. Uite la numitor. 5, 4 ori 5. Nu pot să scriu ca 5 minus 4. Corect. Așa, deci egal cu 5 minus 4. Supra. 4 ori 5. 4 ori 5. Plus 6 minus 5 supra 5 ori 6. 7 minus 6. 7 minus 6 supra 6 ori 7. Plus puncte indefinite. Plus 72. 72. 71. Da. Supra 71, 72. 71, 72. Și egal, cum distribui acum? 5 supra 4, 5. Corect, da. 5 supra 4, și banal, acum, vezi? Minus 4, 4 supra 4, 5. 5. 6 supra 5, 6. 5, 6. 5 supra 5, 6. Da. Plus 7 supra 6 ori 7, da. Minus 6 supra 6 ori 7, da. Plus 72 supra 71, minus 71 supra 71 ori 72, da. Da, simplificăm întâi, Davide, știi că e frumos. Ca să vadă... 5 cu 5, 4 cu 4, 6 cu 6, 5 cu 5, 7 cu 7, 6 cu 6, da. 72 cu 72, 71 cu 71, și acum, 1 supra 4, 1 supra 5, plus 1 supra 5, plus 1 supra 5, minus 1 supra 6, plus 1 supra 6, minus 1 supra 7, sigur urmează plus 1 supra 7. Da, după... urmează așa, plus puncte, puncte. Plus 1 supra 71. Minus 1 supra 72. Și acum ne întâmplăm la început. Stop, stop, Davide, cât sunt cu plus, atât și cu minus. Dar 1 pe 4 nu mai are pe nimeni în față. Ăsta rămâne singur, e trist.
E numărul celor cu plus e egal cu numărul lor cu minus, dar din fiecare fracție și câte doi. Un plus, unul cu minus. Și uite cum am minus plus, minus plus. Ăsta a început cu... A rămas ăsta cu plus la început. Toți se vor duce frumos, va rămâne cine de la sfârșit? Aici e povestea, ca să înțelegi bine. Tot unul cu plus, unul cu minus. Fiindcă au fost tot unul cu plus și altul cu minus, și-a rămas ăsta cu plus, va rămâne obligatoriu ăsta cu minus. Ăsta se va duce cu 5 puncte, puncte. Asta logică trebuie să o ai. Și atunci face cât? 1 pe 4, minus 1 pe 72, și care face 72, că e numitorul comun, da. Da? Da, 72, și atunci aplicăm aici cu o dată, 18, da. 18 minus 1, 17 supra 72. Și lasă-mă un pic, Mirela, să-i dau un exercițiu imediat. Vreau să-mi calculați următoarea sumă. Iese egal cu 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus 1 supra 7 ori 9 plus 1 supra 9 ori 11. Egal cu. Să calculăm suma asta. Da. Dar 5 minus 3 cât face? Da, dar am 2 aici. Ce 3 sunt? Dar am 2. Nu am 2. Nu am 2. Of, domn profesor, ce trist e. Ce... Da. Nu am 2, dacă aș fi avut 2. Nu ești de trist. Da, dar cum facem? Cum fac? Facem așa cum o zis David acum. Gata. Cum? Viazi. Nu, supra 3, este minus 1 supra 5. Și cât face 1 pe 3 minus 1 pe 5? 1 supra 3 ori 5. Vezi? Deci, aici au fost pe domn profesor, ca să vezi că nu-i bună regla. 1 supra 3 ori 5. Că nu mai sunt consecutive, acum nu mai funcționează. 1 pe 3, așa este. Da, minus 1 pe 5. Da, da, nu pot să fac, nu știu dacă e deștept egal ăsta. Hai să-l place aș numitor. Cu cât amplificat și cu 5? Pe numitorul 4 și din coace cu 3. Și cât faci aici? 5 minus 2, 5 minus 3, totul supra 3 ori 5, care face 2 supra 3 ori 5. Vezi că nu mai funcționează regula? Funcționează. Și de ce? Nu-s consecutivi, David. Funcționează mai când-s consecutivi. Vezi la distanță? Asta o vreau, domn profesor. Îmi trebuie 2, acolo fac din, cum să spun, din... Și totuși acum să tăvălim regula. Vedeți că neatenția și mecanismul, că învăța regula aia... El zicea, de ce nu mai funcționează? Vedeți, întrebarea lui a fost, de ce nu mai funcționează sigur, regula acum? Pentru că nu sunt consecutivi, David, de aia nu mai funcționează regula. Nu-s la o distanță de 1. Și de aia domnul profesor vrea să atragă atenția că regula aia o folosești doar dacă observi că sunt consecutivi, dar dacă nu sunt, nu funcționează. Da. Deci nu ești tu divină. Nu ești tu divină, da, clar. Autorul m-a eliștit așa când a dat regula aceea în față. Da. Și el o memorează, fără să ținească mecanismul. Iar eu am insistat acum pe partea asta, că nu partea mecanică, matematică nu se în partea mecanică, trebuie să simți să ieșiți acolo. Și acum ce facem dacă nu funcționează regula, dar? Deci vreau doi! Dar ce facem? Păi te mulțim cu doi, mă! Egalitatea asta o mulțim cu doi. Adică și în stânga cu doi, și în dreapta cu doi. Doi ori să, nu mai este un să. Și vine 2 de-al de S. Este egal cu 2 de-al de S. Egal cu? Cu cine e egal dacă am totul cu 2? 2 supra 3 ori 5. 2 supra, am avut nevoie de 2 ăsta, 2 supra 3 ori 5. Plus 2 supra 5 ori 7. Plus 2 supra 7 ori 9. Plus 2 supra 9 ori 11. Și care e egal mai decât? Acum, David, cred că funcționează la tău. Acum, pe 2 ăsta o scriem ca fiind 5 minus 3. Cum ai zis? Hai să zicem așa. 5 minus 3 supra 3 ori 5 plus 5 minus 7 supra 5 ori 7 plus 7 plus 9 minus 7 supra 9 ori 7 plus 9 plus 11, pardon, 11 minus 9 11 minus 9 supra 9 ori 11. Și iată că... ce fac acum, Davide? Pus
suscriu. Distribuim numitorul, da? Distribuim numitorul celor două. Celor doi termeni și revin. 5 supra 3 ori 5. Minus. Minus. Minus 3 supra 3 ori 5. Din numărul dumneavoastră și cum au scris, e greu să vă dictez. Hai. Plus 5 supra 5 ori 7. Acolo nu era 7 minus 5? 7 minus 5. 5. Sigur, ce faceți? Păi, uite așa, fiindcă l-am pe el lângă mine. 7 minus 5. Așa. Unde să vă las? Scrie sus, ce faceți? Acum, cred că termin aici. Ia vedeți acum. Da? Deci, 5 supra 3 ori 5 minus 3 supra 3 ori 5 vorbește. Plus 7 supra 5 ori 7. 5 supra 3 ori 5 minus 3 supra 3 ori 5 plus 7 supra 5 ori 7. Da. Minus 5 supra 5 ori 7. Da. Plus 9 supra 9 ori 7. Da. Minus 7. Da. 9 ori 7, da. Plus 11, supra 9 ori 11, minus 9 ori 4, 9 ori 8. Și egal cu? 2 pe 3 minus 2 pe 11. Și face 2 pe 3, nu 2 pe 3. Păi 1 pe 3. Să se prindea 5 cu 5, urmă să 1 pe 3. Da, 1 pe 3. Deci 1 pe 3 minus 1 pe 11, da? Fac dublu aceeași viitor, face 11 minus 1. Așa vine? Da. 11 minus 1, adică 10 supra 3 ori. 3 ori. 10 supra 3 ori 11. Ia vedeți că ceva nu faceți bine acolo. De ce? Păi a cădut același numitor și care e numitorul? 3 ori 11. 33, da? Da, 33. Păi atenție atunci. Da, acolo 30. E minus 3, domn profesor. Da, nu e minus 1, atenție un pic. 1 pe 3. 11 minus 3. Și am adus 11 minus 3, corect? 11 minus 3 și face 8. Da? 8 supra 33, da? 8 supra 33 este... Este cine? Rezultatul final, copii? Deci 2S. Că e 2S. Egal cu 8 supra... 33. 33. Și atunci am un singur S. Împărțim la 2. 2. Și rezultă că S, unul singur, este egal cu Davide, 1 pe... Nu, nu, 8 împărțit la 2, 4. 33. 33. Ăsta e final. Mai puteai tu face formulă, ieșiți-o așa, după ideea dinainte? Nu, nu vă întreba de ce nu funcționează formula, vă întreba pe ea. Da? Nu funcționează pentru că era la distanță de 2 și mi-i trebuia 2 acolo ca să meargă ieșiți-o, am mulțit totul cu 2, dar dacă era la distanță de 3? Ce faci cu 3? Mulțim cu 3, bă, asta... Și merge jocul, domnul profesor. De aici frumusețe chestiile. Deci eu m-am străduit să te conving și sper că am reușit. Înțeles. Că memorarea la matematică este cea mai păguboasă. Că de foarte multe ori îți poate juca festă. Dar dacă înțelegi mecanismul acesta, cum ea lucrează, cum ești tu lucrează, ești cel mai fericit. Deci așa vreau să vă conving, nu numai pe voi și pe toți prietenii noștri, că matematica înseamnă să pătrunzi dincolo de ușa închise, ermetică. Pentru că, de regulă, se întâmplă ca profesori să dea lucruri așa, ca niște rezultate. Este 23. 23. Dar deși cât mai ai, 1. Okay. A, 1. 1 mai ai, atât, ajungi acolo. Da. 23 de la 92. Care sună așa? Calculați. Ies 1 egal cu. Ies 1 egal cu. 1 pe 2. Da. Plus 1 pe 6. Plus 1 pe 12. Plus 1 pe 20, plus așa mai departe, plus 1 pe 90. Să scot 1 pe 2 în factor? 1 pe? 2 în factor comun. Păi puteți scoate. 1 pe 2 în factor comun și va dacă. 1 pe 2, pe lângă. 1 pe lângă. 1